Bună dimineața! Ce lucrăm noi astăzi? În afară că facem, ca de obicei, mâncare și până începe să fiarbă, lucrăm și noi. Croșetăm, mai precis, astăzi. După cum spuneam, mi-am început o bluză cu inspirație rusească, deci am văzut-o la o tipă din Rusia. Acum nu se vede mare brânză, dar o să se vadă când o să fie gata. Fiind de inspirație, înseamnă că n-am putut să o copiez. Ideea în sine e că bluza e făcută cu tehnica filei. Îmi scuzați desenele, vă rog frumos, că nu sunt tare pricepută la desenat și la făcut schițe. V-am mai arătat-o într-un clip anterior, așa o bază de începere, forma bluzei o să fie relativ simplă, nimic complicat, sunt niște puncte de file de bază pe care le vom combina în diverse modele. Mi-am și schițat între timp așa în mare, cam după ce să mă ghidez, de exemplu, file plin, numai pătrate pline sau numai pătrate goale sau romburi sau pătrate sau în linii, în diagonală să pot face. La tehnica asta poți să faci cam orice. Și ca să-ți faci așa o idee cam cum să lucrezi bluza, pentru că era formată din grupuri de modele, nu avea un singur model, avea mai multe modele, inclusiv un fluture, dar eu acum nu sunt la vârsta de fluturi. Și am scos afară. Vă puteți face în mare o schiță, de exemplu, fața sau spatele, și vă numerotați cam ce modele vreți să vă combinați, ce puncte de file vă combinați acolo. Vi le notați, cum ne-am notat și eu aici. Și ăsta să fie ghidul. De exemplu, aici o să fie modelul 1, care îi file plin, doar file plin. Sau știu eu, cum vreți dumneavoastră, vi le combinați. Acum, cel mai greu e să le aducem la mărimea noastră. Aici am dat un exemplu, 98 fiind numărul de pătrate cu care se începe. Deci dacă tu începi pentru file, logic, ca să-ți iasă pătrate, îți trebuie un multiplu de 3, da? 98 de pătrate înseamnă 98 ori 3 ochiuri de lanț, cu atâta să începe. Și iarăși, ca să vă puteți ghida, vă puteți face o schiță unde fiecare pătrat de caiet corespunde unui pătrat de file. Le notați frumos câte aveți nevoie, 98 să zicem, e maxim. Delimitați 48-ul și mai trasați niște linii aici imaginare și vă faceți, uite, liniuțele astea ar fi cum ar fi fileul plin la mine. Și vă faceți acolo frumos o delimitare și cu un model dacă vă ajută. La mine, de exemplu, pur și simplu se poate calcula de pe hârtie atunci cu câte de unde până unde vă faceți. Haideți să numărăm câte pătrate am eu aici. Da.
68 de pătrate. Să și notăm aici, unde avem loc. 68 de pătrate la mărimea M, gravidă în 7 luni. Și asta trebuie să se mai întindă. E un alize diva. Numai o secundă. Este un alize diva Silk Effect. Codul 354. Lotul ne interesează în momentul în care lucrăm foarte mult cu un anumit tip de material. Loturile nu pot avea tot timpul aceeași culoare. De-aia mai bine ne asigurăm să avem, dacă ne trebuie culoare mai multă, să ne asigurăm să fie din același lot. Și acum, ca să vă exemplific cu ce am făcut eu aici, în partea asta, uitați, aici am greșit, dar nu e nicio problemă. Nu, n-am greșit, numai să vedem mai larg. Deci, opa, scuze că te-am mișcat. În partea asta am făcut un triunghi imaginar. Din primul rând, un rând de pătrate pline și în al doilea rând, un rând de pătrate goale. Și de fiecare dată când am venit în altă, din altă direcție, din cealaltă direcție, am tot scăzut cu câte un pătrat, m-am dus mai încolo cu modelul. O mă aflu pe rândul cu pătrate pline, cum ar veni. Ăsta ar fi ultimul pătrat plin, pentru că aici, pe rândul anterior, aici am eu ultimul. Nu mă mai duc eu până acolo. Apropo, croșeta e de 3. Croșeta numărul 3. Bun. Și acum intru în alt model. Aici am făcut două pătrate pline, două pătrate goale, două pătrate pline și două pătrate goale. Și pe rândul următor, când m-am întors, am făcut două pătrate pline, două pătrate goale, exact cum a fost în rândul anterior. Pe al treilea rând, în schimb, unde am avut pătrate pline, acum fac pătrate goale. Și unde am făcut pătrate pline, goale, fac pătrate pline. Și tot așa. Rândul 4 o să fie identic cu rândul 3. Foarte simplu. Se pare că vecinii lucrează pe scară, își montează ceva mobilă. Și o să auziți sunete ciudate, așa că îmi cer scuze de acum, așa când locuim în colectiv. Tocmai își rupe mobila, cred că. Modelul și gradul de înclinare a modelului vi le alegeți voi. Puteți să mergeți pe, să vă modificați linia de demarcație între modele cu cât e un pătrat sau puteți să vi le faceți cu câte două pătrate. Neapărat trebuie să vă faceți mostră de referință.
Degeaba vă spun eu cu cât să începeți, pentru că mostra de referință bate tot și mostra mea de referință nu o să coincidă cu cu a nimănui, pentru că eu lucrez într-un fel de larg, altul poate mai strâns, poate lucrați cu croșetă diferită. Deci mostra de referință este 99% obligatorie, fără nicio supărare. Bun, suntem aproape de a schimba modelul. Fileul, încă o dată, pentru cine nu știe, pătratul plin îi trei piciorușe mari, adică cu un jeteu, unde sunt două pătrate lipite, înseamnă 5 piciorușe mari. Da? Una după alta. La pătratul gol se face un ochi de lanț și un picioruș mare, nu pe mijlocul pătratului de aici, ci pe capăt. Cum ar veni? Ăsta e primul ochi de lanț, ăsta e al doilea și în al treilea. Sau, ignorând primul de unde se începe marginea pătratului, avem una și în al doilea ochi de lanț facem picioruș mare. Bun, acum am ajuns la celălalt model. Aici am avut doar pătrate pline și eu mă deplasez cu cât un pătrat mai încolo. Deci, dacă aici am avut plin, aici voi face un pătrat gol. Și aici respect modelul, numai pătrate pline. După cum se poate vedea, când am început modelul ăsta de pătrate pline, am venit tot cu un pătrățel în dreapta și acum, pentru că m-am plictisit să te fac, mă duc înapoi spre stânga. Și aici am încercat să fac un model, dar parcă mă plictisește, parcă nu mă plictisește, nici nu știu cum să stau, nici nu sunt foarte hotărât, îl las deocamdată așa. Aici ce aveam? E modelul ăla care se urmează pe două pătrate și pe două rânduri. Și să facem în felul următor, picioruș mare, două ochiuri de lanț, un picioruș mic sau chiar alunecat în mijloc, deci unde se gata pătratul, primul pătrat, după aia are două piciorușe, două ochiuri de lanț și un picioruș mare, să gătăm pătratul al doilea, deci da, ăsta e primul pătrat, ăsta ar fi al doilea pătrat și când ne întoarcem, aici pe capăt face neapărat un picioruș mare, cinci ochiuri de lanț și iar un picioruș mare, ca să închidem al doilea pătrat și iese modelul ăsta așa mai ciudat. Aici pe capăt ce vom face? Două pătrate pline, două pătrate pline, două pătrate pline, aici două pătrate goale pe margini la fiecare, cu diferența că deplasez modelul cu un pătrat mai încolo. Aici iarăși foarte simplu. Avem așa, în formă de cruce, cum s-ar spune. În primul rând vom avea pătrat plin și după aceea 5 pătrate goale, iarăși pătrat plin.
Când ne întoarcem, avem de o parte și de alta câte un pătrat prin în plus, una, două, trei. Aici, trei pătrate goale și iarăși trei pătrate pline, tot deasupra pătratului din rândul anterior. Când ne întoarcem, bineînțeles, deasupra unde am avut cele trei pătrate pline, chiar deasupra vom face doar un pătrat plin, iarăși cele cinci pătrate goale și pătratul plin pe deasupra celor trei pătrate pline din rândul anterior. În schimb, când ne întoarcem la rândul 4, deplasăm modelul, crucea asta o punem între cele 5 pătrate pline, cum s-ar spune. Deci, la al doilea facem peste două pătrate față de pătratul ăsta plin, două pătrate goale și un pătrat plin și iarăși avem față de ăsta de jos încă două pătrate goale. Da? Rândul 4, ăsta fiind rândul 4, da? Facem pătratul ăla plin, iarăși cele 5 pătrate goale și iarăși pătratul plin. Astea se repetă, crucile astea să fac la fel, numai că se deplasează față de crucile din rândul 1, 3. Și în rest să face la fel. Asta e tot. Iar crucile astea le-am făcut în partea asta, cum ar veni. Și am deplasat, bineînțeles, modelul tot cu câte un pătrat încolo. Aici v-am zis, în partea dreaptă, cu rândul plin și rândul gol. Și am mai avut partea din mijloc, cu care am mers practic în diagonală, care efectiv e numai câte un pătrat plin, care se deplasează tot spre stânga sau tot spre dreapta, voi vă alegeți, la o distanță de 3 puncte goale față de următorul pătrat plin. Și deocamdată asta e. Acum, voi la alegerea voastră vă puteți face toate combinațiile posibile. Așa cum stă pe masă, nu poți să-ți dai seama, numai după ce o să fie gata. Văd că nici culoarea nu e tocmai redată fidel. Asta e, ne descurcăm cu ce avem. Trebuie să ne descurcăm cu ce avem. Și când o să fie gata, punem miniatura și noaptea în straiță. Da, bine, dragile mele, să aveți spor bun!